Acum, încă o dată, de la RTNS este cineva? Sau care a fost în colectivul RTNS la început, la Global One? Nu vine, nu? Bine, am să-mi spun două vorbe. Anii 92-93 căutam o soluție de comunicare la nivel național, lucrând la IRUC, și am ajuns într-o sală la acești oameni care se numeau RTNS. Era prima dată că RomTelecom s-a gândit să facă ceva cu firele pe care le avea în toată țara și se făcuse un joint venture cu France Telecom pentru o rețea de pachete comutate. Când am ajuns acolo, culmea, ei nu mi-au vorbit despre această rețea, ci au început să-mi dea niște terminale ciudate numite Minitel. Și au zis că astea sigur or să fie viitor. Și am zis că nu, astea nu sunt viitor, astea sunt niște lucruri care le putem pune eventual undeva în funcțiune ca să înțelegem cum s-a gândit sistemul în Franța de la De Gaulle până la ei. Nu le-a plăcut, dar în fine, erau niște oameni extraordinari acolo, erau vreo 6-7 ingineri de mare valoare și știu că am discutat mai multe soluții. Problema era întotdeauna de costuri. Liviu Ionescu poate să-și amintească aceste lucruri, mai ales când am avut un incident cu o universitate din America și un mesaj a făcut bounce între România și acea universitate prin Transpac, France Telecom, de fapt era tot RTNS-ul ăsta, și venise o factură de, nu știu, vreo $5,000, ceva de genul ăsta, că a trebuit să punem un filtru la ora 2 noaptea să-mi trimitem mesajele înapoi ca să nu dea faliment acest EUNET în momentul respectiv. Deci lucrurile erau foarte puțin controlate. În schimb, era un lucru deosebit că se făcea o comunicare, mă rog, cât de cât online, la nivel național, și existau sediile astea ale RomTelecom unde erau puse echipamentele respective. Asta despre RTNS. Păcat că nu e cineva aici, că domnul Budiu și-a cerut scuze, n-a putut să sosească. Da, vă rog. Chiar mi-ar face plăcere. La RTNS s-a ajuns din Transpac, iar la Transpac s-a ajuns dintr-un proiect care s-a numit Ciclad și care a fost foarte avansat, aproape în paralel cu proiectul ARPA, în anii 70 și noi am avut pe linia colaborării cu Comitetul Mix de Cooperare când făceam bilanțul licențelor și așa mai departe, eu am avut posibilitatea să văd nodul Transpac care rezulta din cercetarea din Ciclad instalat lângă Tour Montparnasse din Paris, iar dânsii, cunoscând ce am făcut noi în țară, au venit imediat și au făcut societate mixtă care s-a numit RomPac și după aceea RTN Session. Mulțumim, rețeaua, da. Eram sigur că e aceeași rădăcină cu sistemele vechi. Al doilea lucru care vreau să-l spun este despre Digicom. Tot în anii aceia, prin 1995, tot căutând soluție pentru noi cu orașele acelea țară, la IRUC acolo, am văzut o antenă mare vis-a-vis de magazinul Unirea, era un hub de satelit și am constatat că acesta era de la Hughes, era un anunț de presă, era practic cel mai mare sistem VSAT din zona aceasta pentru bănci, pentru sistemul bancar. El a avut o viață așa de vreo cel puțin 10 ani în care au fost comunicațiile bancare, BCR-ul, a fost și Bancopul care după aceea a dispărut. În fine, mai multe bănci, inclusiv Banca Națională, au avut comunicațiile directe sau de backup prin aceste antene VSAT. După aceea, din cauza că a apărut SECAPA, ca și la toate, la toți ceilalți operatori, s-a făcut și o conexiune prin CAPA cu restul punctelor de acces internet, să spunem. Digicom nu avea legătură cu internetul, ci doar cu transfer de date. Și a apărut un serviciu de internet cu cartele, în fine, la Digicom, după care și-au luat și eu o antenă din aceea de satelit pentru comunicații internet, separată de hub-ul de satelit. Asta ar fi un lucru de menționat. Și după aceea că ar mai fi fost de la Roe Dunet, domnul Nini Popovici, este cumva? Nu este.
Am insistat mult să vină Nini Popovici. Nini Popovici este practic... ce se întâmplă? O să vă spun o poveste scurtă. Nini nu a venit pentru că e supărat. Nu pe dumneata. Nu. El e un om de acțiune care a realizat... Haideți să vă spun, să vă mai spun o poveste care este, țin foarte mult la ea. O să vă țin 5 minute numai cu povestea asta. Deci suntem în anul 1980, atenție. Mă aflu în casă la profesorul Corneliu Penescu. Îmi spune, Adi, poți să iei tu teza mea de doctorat și teza domnului Lupaș la tine acasă? De ce? Ca să ne ții tu. Până când? Nu a zis până cade sistemul. A zis până când se organizează la facultate biblioteca. Bun. Și cu Darmstadt-ul? Păi acolo s-ar putea să ajung eu mai repede. După care s-a anunțat că profesorul... el îmi spunea, uite, vezi, eu sunt cel mai tânăr academician, că după mine n-a mai intrat nimeni în Academia Română. Am intrat eu și s-a terminat. În momentul ăla. Și atunci zice, bine, o să țin, domnul profesor, o să țin teza asta. Și îmi spune el așa, vezi că o să ajung la Darmstadt. Ei ne-au dat calculatoarele, ei ne ajută, ei ne finanțează. Și a ajuns la Darmstadt, a fost dat afară de peste tot și UNESCO a anunțat că nu mai are un reprezentant, el era decis să fie reprezentant al României la UNESCO și deoarece nu mai este, va fi dificil până când se va numi un alt reprezentant. Prin 1991-92 mă duc la Nini Popovici și spune, măi Adi, tu nu vrei să ai un cont de e-mail? Uite, îți faci că tu tot ai ore la noi aici, îți faci un cont cu pidarmstadt.de. Pentru că oricum vorbești cu toți. Bine, dar cum faceți dumneavoastră aici? Păi hai să-ți arăt. Și mă duce într-o sală, formează 0,90 tonul de internațional. Vine un ton așa și vorbește cu operarea. Formați numărul cu tare din Darmstadt. Se aude uțiuit de modem și ratează. Și de câte ori faci asta? Păi până merge, nu-ți dai seama. 92. Și după ce se cuplau acestea, pleca un număr imens de mesaje încolo și un număr imens de mesaje încoace, se închidea totul, totul era LAN, Local Area Network, bineînțeles, cu Twinax, acel cablu galben. Mi-amintesc și acum. Yellow Cable, care era în toată Politehnica. Și așa am comunicat. Adică puneam întrebarea azi, venea răspunsul mâine și între timp aveam timp să mă gândesc. Echivalentul într-o altă țară a acestui sistem a fost în Franța. Deci, la începutul anilor 90, între Europa și America erau două cabluri. Unul era în Amsterdam, unul era în zona Parisului. Într-o zi, printr-un accident, cablul din zona franceză s-a rupt. În momentul acela, un număr uriaș de mesaje. Deci, din America, culmea, veneau mai multe mesaje aici, că ei au inventat asta. Și de aici, mai puține acolo, la 90, Europa. Un număr mare de mesaje s-a blocat undeva pe un server, care era în New York, cred. Acei oameni au zis, hai să strângem toate mesajele, să le punem pe o bandă. Le-au pus pe banda aceea și au trimis-o cu DHL-ul, până rezolvă ăștia problema cu cablu. Banda a ajuns într-un centru de calcul în Paris. Ăla a zis, ce porcărie asta, o trimitem înapoi. Și a trimis-o la New York. Banda aceea a circulat 6 luni. Între timp s-a reparat cablul și cineva a pus-o din nou. Și au venit mii de mesaje cu 6 luni întârziere. Asta însemnau comunicațiile și la ei în momentul ăla, 90. Vă mulțumesc, cam atât e partea asta. Cred că nu mai avem pe nimeni. Domnul Jalopean. Nu, zic, nu mai sunt alții care să fie cu rețele.